conflictul din Israel va eclipsa conflictul din Ucraina? Nu, este o situație, este o situație foarte preocupantă, este firesc, există multă emoție și multe riscuri, dar ceea ce facem la nivel de NATO și la nivel de lume democratică pentru Ucraina va continua să se întâmple cu aceeași intensitate și cu aceeași calitate. Evident că există o limită a atenției politice și mediatice la crize simultane, dar la nivel de NATO, ceea ce am discutat și cu președintele Zelensky la noi și cu ministrul apărării din Israel ieri tot la noi, credem că NATO are oricum o politică de 360 de grade. Noi niciodată nu ne-am uitat exclusiv la flancul estic sau la pericul rusesc. Avem terorismul și instabilitatea din zona sudică a Europei foarte sus pe agenda noastră. De aceea avem toată capacitatea să acoperim o plajă mai largă geografică și de tipuri de risc.